anul trecut am ratat, au fost alte agenții care au organizat ce curse charter de pe Oradea, pentru că am avut o deschidere destul de mare din partea celor de la aeroport, care întotdeauna ne-au susținut și ne-au încurajat să punem, să punem avioane de pe Oradea. Ne-am hotărât până la urmă și noi. Este pentru prima oară când o facem. Până în momentul de față rezultatele sunt bune și sunt convins că vom termina sezonul bine. Deocamdată este singurul proiect pentru anul acesta. Vrem să-l facem pe ăsta ca lumea, să vedem, să luăm plusul pieței, să vedem cum reușim să consolidăm agențiile partenere și vânzările de aici. Dacă lucrurile merg bine și din punct de vedere tehnic reușim să găsim soluții, anul viitor cu siguranță vom dezvolta și alte destinații. Alături de mine, în dreapta mea, de fapt, este acel roll-up cu destinațiile pe care le avem din Cluj, nu ca să facem reclamă zborurilor din Cluj, ci ca să vă inspirăm pentru niște destinații pe care le vom încerca probabil anul viitor. Ce pot să vă spun în momentul de față este că în moment, negociem cu două sau trei companii aeriene un zbor pentru o insulă din Grecia pentru anul 2020. Nu este foarte devreme, nu este nici foarte târziu să deschidem discuțiile de acum. Problema principală, trebuie să vă spun, nu sunt aeroportul, nu sunt clienții, ci pur și simplu nu se găsesc avioane. Din păcate, pe partea de aviație, toată lumea vrea, sau pe partea de chartere, toată lumea vrea avioane din luna iunie până luna septembrie, ca la hotelurile din Mamaia. Și e foarte greu să găsești. E o aglomerație foarte mare, avioanele nu sunt chiar atât de multe și disponibile cum am vrea noi. Dar să sperăm că vom reuși să găsim o soluție și să punem la anul o destinație nouă, o insulă din Grecia.